Deci dacă ăsta se numește botez și voi vă duceți copiii ca un popă smintit fără creier să vă boteze copiii când, nu știu unde scrie în Biblie că Isus s-a botezat când s-a născut. Nu cred că scrie. Noul Testament citiți, fraților. Și să îl vezi pe popă, cum face așa cu copilul tău. Păi îi intră la copil apă în nas, în tot. V-ați văzut ce față a făcut? Cum era copilul ăla așa tot speriat? Voi judecați? Cum să vă duceți copilul să-l boteze acolo? Sunteți... V-ați făcut copilul ăla ca să-l faceți mișto de el, să-l fie într-o batjocură? Sorry, dar nu merita să aveți copil, să-l duceți să facă popa așa cu el. Într-un căcat de bazin cu apă. Și aia se numește botez. Se numește spălare pe creieri creștinilor. Cum să-ți duci copilul să facă popa așa cu el? Păi de la botez îl duci direct la spital și după aia cred că l-a și în câteva zile la morgă. Sorry, dar nu vă duce capul pe majoritatea dintre voi și vă lăsați manipulați de toată religia asta, de ortodoxia asta de căcat. Jesus Christ. Nu mai faceți frate copii ca să-i duceți la popa ăla, ca să... Jesus Christ, m-am crucit când am văzut cum a făcut copilul. A, și nu cred că e primul. Da, na. Ați făcut copilul ca să fie batjocura lui popă și după aia a voastră. Când... A, și mai e chestia aia că învârtiți copilul și dați drumul. Ha, ce amuzant e! Nu e amuzant. Da, na. Tragem cortina și... Oricum, sunt copiii voștri. Voi suferiți după aia din cauza aia. Baftă! God save the Queen.